caz halucinant în județul Suceava. Un bărbat de 33 de ani a murit împușcat din greșeală după ce un vecin a vrut să sacrifice un taur, iar glonțul a ricoșat. Bărbatul de 37 de ani din localitatea suceveană Holda voia să taie taurul pentru masa de Paște. Animalul a devenit însă foarte agitat, iar proprietarul a decis să-l împuște cu o armă de vânătoare. A chemat sprijin și un vecin în vârstă de 33 de ani, apoi a tras cu arma spre taur. Glonțul a trecut prin corpul animalului și a ajuns în peretele anexei. A ricoșat și l-au lovit și pe cel chemat în ajutor. Medicii chemați de urgență la fața locului au intervenit imediat și au acordat primul ajutor victimei, dar din păcate, aceasta a decedat la scurt timp. Tot acolo a ajuns și o echipă de polițiști din cadrul IPJ Suceava, inclusiv Serviciul de Investigații Criminale și Serviciul Arme, Exploziv, Substanțe Periculoase, precum și Laboratorul Criminalistic Mobil din cadrul Serviciului Criminalistic. Toate acestea pentru a coordona cercetările și a stabili încadrarea juridică a faptelor. Oamenii legii spun că bărbatul care și-a împușcat vecinul fără să vrea deținea în mod legal arma de vânătoare și taurul care trebuia sacrificat pentru masa de Paște a murit în acest incident. Cercetările sunt continuate de parchetul de pe lângă judecătoria Vatra Dornei, relatează Prima News.ro.